Seria acțiunilor culturale pentru cei mici, organizată cu ocazia zilei de 1 iunie, a continuat și la Gruia, unde reprezentanții secției organizare expoziții și evenimente din cadrul Muzeului Regiunii Porților de Fier s-au deplasat pentru a se întâlni cu micuții de la școala cu clasele 1-8 din localitate. Am venit la voi ca să sărbătorim ziua de 1 iunie într-un alt fel de mod. În primul și în primul rând prin educație, prin diverse jocuri, dansuri, iar la sfârșitul zilei, la sfârșitul activităților noastre, avem o mare surpriză pentru voi. Dacă veți fi cu minței, ascultători și atenți la ceea ce veți vedea aici, o să vă bucurați cu siguranță de surpriza pe care noi v-am pregătit-o. V-am pregătit niște imagini, un colaj de imagini, să vedeți cum este muzeul nostru, pe care vă invităm să-l vizitați alături de părinți, de profesori, sau alături de frați mai mari, sau de cine vreți voi. Pe data de 1 iunie, muzeul va fi deschis pentru toți copiii și intrarea va fi gratuită pentru toți copiii și însoțitorii lor. Ziua de 1 iunie a fost întâmpinată cu evenimente educative și la Gruia, unde reprezentanții secției organizare evenimente și expoziții din cadrul Muzeului Porțile de Fier din Drobeta Turnu Severin s-au deplasat astăzi pentru a se întâlni și cu elevii de la școala cu clasele 1-8 din localitate. Aceștia au dorit să sărbătorească ziua copilului prin activități educative, prin jocuri și dans. De asemenea, pentru a le trezi curiozitatea și interesul celor mici, cei de la secția organizare evenimente și expoziții le-au pregătit micuților un colaj cu imagini din cadrul muzeului. Este o acțiune a secției de organizare evenimente din cadrul Muzeului Regiunii Porților de Fier. Am hotărât să venim în comuna Gruia pentru a sărbători altfel ziua copilului, în primul rând prin educație. Vrem ca și acești copii să vadă ce avem noi la Muzeul Regiunilor Porților de Fier și invităm să ne viziteze de câte ori vor avea ocazia. Conducerea școlii cu clasele 1-8 din localitatea Gruia s-a arătat încântată de această activitate, întrucât le-a oferit elevilor posibilitatea de a viziona imagini exponatele din cadrul Muzeului Regiunii Porților de Fier, iar pe viitor, printr-un parteneriat cu muzeul, elevii de aici vor avea oportunitatea de a vedea personal expozițiile. Participăm astăzi la o activitate dedicată zilei de 1 iunie, în parteneriat cu Muzeul Porțile de Fier din Drobeta Turnu Severin. Este o activitate interesantă, pot spune foarte interesantă pentru copiii noștri, pentru că au posibilitatea să cunoască atât exteriorul muzeului, cât și exponatele din interior. Cu această ocazie am semnat împreună cu Muzeul din Severin un parteneriat în urma căruia vom duce pe rând copiii, în urma posibilităților pe care le avem, să viziteze pe viu, să vadă tot ce văd acum în film, să le vadă, să le observe, pentru că mulți dintre ei nici nu știu cum arată un muzeu. Nici la Gruia nu au lipsit jocurile, muzica, precum și marea surpriză de la finalul evenimentului desfășurat în cursul zilei de azi. Cadourile primite, dar și restul activităților au transformat o zi normală de vineri într-o amintire de care micile suflete din această comunitate o vor păstra în minte și suflet toată viața.